Un medic a dat un adevărat spectacol în stradă după ce a fost prins beat la volan. Bărbatul a refuzat să sufle în aparatul alcool test și a fost dus să-i se recolteze probe de sânge, însă abia după ce s-a certat cu polițiștii. Acțiunea și colegul meu. Acțiunea poliției de frontieră. Ce ești? Poliție locală, frontieră. M-am prezentat cine sunt, m-am prezentat de unde sunt. Bun, știu, o să mai prezentați. Medicul s-a urcat la volan după ce a consumat mai multe pahare de alcool, iar beția și-a spus cuvântul. Bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a înfipt cu mașina într-un stâlp de electricitate. Omul a avut însă o problemă cu polițiștii, care, după părerea lui, ar fi trebuit să-l lase în pace, că el le plătește salariul. Ce înseamnă că ești tu? Da, nu știu, eu îți plătesc salariul, tu ești nebunit, adică ești... Eu sunt medic rezident, îți pare normal și eu nu știu. Da. Până la urmă, șoferul a fost imobilizat de către forțele de ordine și dus la secția de poliție. Dar ce asta se zice? Ce mă ia așa? Eu nu intru în fiecare, nu spui exact cum te simt. Stai mă, ce înseamnă asta?